Au trecut 5 ani de când Leo Iorga se luptă cu o boală cumplită, cancer. Acum face o nouă serie de citostatice, pentru că i-au apărut recidive. Cu greu încearcă să rămână optimist, mai ales că a început din nou să aibă probleme, cade părul de la tratament. Cum se simte acum? De ce are nevoie? Aflăm chiar de la el. Bună seara! Colega mea, Andra Matei, este chiar acolo cu Leo Iorga. Bună seara, Andra! Bună seara, Leo Iorga! Bună seara! Bună seara, Cătălin! Cum ești acum? Totul? A început acum 5 ani. Păi sunt emoționat pentru că după intervențiile de anul trecut am fost la recuperare la Târgu Mureș și acolo au fost aduse niște instrumente imagistice de mare performanță și practic la un control de rutină, ca să zic așa, am aflat că au reapărut niște ganglioni care practic înseamnă metastazele obișnuite bolii respective. Acum, într-adevăr, eu am trecut printr-o depresie la sfârșitul anului trecut. De data asta nu m-a afectat atât de tare, pentru că Dumnezeu este Cel care ne duce de mână peste tot. Însă, este adevărat că acum, fiind după 5 ani, speram să scap de tot de chestia asta. Dar merg înainte, este genul de boală la care adică trebuie acum să a recidivat. Insiști. Acum ai aflat din nou că trebuie să lupți iarăși cu cancerul. Chimic, da, chimioterapie. Pentru că asta este cursul pe care medicii mi l-au indicat în momentul ăsta. Spune-ne de ce ai nevoie, cum am putea să te ajutăm, Leo? Se pare? Cel mai mult, Cătăline, cu sufletul și cu gândul bun. Pentru că, practic, merg în continuare, chiar dacă acum am o freză din asta mai... Vă putem vedea? Da, da, cum să nu? Uite, da. Pot să scot pălăria și să-i zic la mulți ani lui Adrian Ordean, vezi? Că e ziua lui astăzi. La mulți ani. Practic, da. Eu m-am tuns că m-am repezit un pic cu tunsul, pentru că reacțiile nu sunt chiar atât de grave, doar rărirea părului, da? I-am zis că o să cadă și atunci m-am tuns, da. Asta e treaba. Gânduri bune, sunt foarte convins mulți că o să ai... și foarte mulți tineri care suferă. Sunt convins că gânduri bune o să ai și din partea celor de acasă, celor care se uită la noi, cu altceva, cu ce mai putem să fim lângă tine, Leo Iorga, ca să treci și peste încercarea asta. Practic, pentru mine, cel mai frumos lucru este scena, așa că prezența voastră și a voastră, Cătălin, și a publicului de acasă la concerte, cred că e cea mai mare mulțumire posibilă. Să-ți dea Dumnezeu multă sănătate, suntem alături de tine și oricând poți să te bazezi pe noi. Mulțumesc frumos! Îți ținem pumnii și multă sănătate! Cu mare drag! Și mulțumesc foarte mult că v-ați gândit la mine! Încă o dată la mulți ani, Adi Ordean! Încă o dată la mulți ani și pentru el și întotdeauna să știi că ne gândim și la tine și la alți prieteni ai emisiunii. Mulțumim mult de tot, Leo Iorga!